Primarul Ivan Ceban se laudă că toți vorbesc și numai el face. Hai să vedem și cum anume face. Acum 2 ani au fost renovate trotuarele de pe străzile Bernardațe și Sciusev. Ar părea că lucrările au fost terminate, însă nu și pe documente. Deși de 2 ani nu se vede zare de muncitori pe aceste străzi, lucrările făcute aici nu au fost oficial recepționate. Pentru că așa prevede legea și logica cheltuirii banilor publici. Faci un proiect de reconstrucție, aloci niște bani pentru lucrări, contractezi o firmă care face lucru și când totul e finalizat, faci un proces verbal de recepție a lucrărilor. Acest document prevede că lucrările au fost realizate conform proiectului și tu, ca și beneficiar, ești mulțumit de calitatea acestora. Atenție! Numai după semnarea recepției finale, primăria are dreptul să plătească toți banii pentru lucru, iar dacă ceva nu e făcut calitativ, primăria cere companiei contractate să refacă din cont propriu, altfel compania nu își primește banii. Însă managementul lui Ceban lucrează altfel. Toți banii pentru aceste lucrări au fost achitați de mult, însă lucrările nu au fost recepționate oficial nici până astăzi. Cum credeți de ce? Pentru că niciun funcționar de la primărie nu riscă să-și pună semnătura pe un document care să confirme calitatea și conformitatea lucrărilor. Dacă semnează, riscă să fie trași la răspundere penală. Pe toată lungimea acestor străzi sunt locuri unde pavajul e pus prost și deja sare din loc, iar majoritatea parcărilor amenajate din contul trotuarelor nu corespund normativelor tehnice. Pentru că absolut toate lucrările au fost făcute de mântuială, fără proiect, de companii fără experiență în domeniu, cu materiale de cea mai slabă calitate și cu muncitori necalificați. Iar lipsa calității manoperii vine de la faptul că cel mai probabil o parte din banii bugetați pentru lucrări au fost întorși șefilor de la primărie sub formă de mulțumire. Cine va face lucrările de aducere la conformitate pe aceste străzi și din ce bani? Când vor fi oficial recepționate lucrările? Cine va răspunde pentru construcția parcărilor pe care nu încap mașinile? Sunt întrebări la care cea mai transparentă primărie nu are un răspuns. Așa arată managementul eficient al celor de la primărie. Marile realizări cu care se laudă nu sunt decât o irosire a banilor publici pe proiecte de PR.